Ce la treabă, se impune o lecție de golf, decide Cătălin. Acum am învățat pentru prima oară cum se dă într-o minge și am prins-o cât de cât mi-a zis Cătălin, că bine de risă. Acum nu știu dacă o să mai miasă și a 5-a oară, a 10-a oară, nu știu. Începem shooting-ul, până vă exersați voi acolo, poziția. Haide, cine a făcut? Tu ai făcut, nu? Da, eu m-am. Să ce că te învăț imediat cât faci ea. Am fost prima și de obicei se spune din bătrân că ăsta ar fi un dezavantaj. O să vedem dacă a fost într-adevăr un dezavantaj sau nu. Mie mi-a plăcut și este sincer o plăcere să pozez pentru Ciprian, pentru că el ne ajută foarte mult și nu ne pune în ipostaze care să nu ne avantajeze. Aș vrea măcar un piciorul și pe vârf și să fie un pic cu fundul mai în spate, un pic mai aplicat. Așa, cam atât. Ok, e bine. Mai rămâi așa, te rog. Hai să încercăm și o poză de asta clasică cu grosa. Hai. Deci nu, ia-ți decât doar poziția și rămâi în ea. Hai. Păi în ce parte? În partea aia? În unde partea aia, tot la el, la el. Deci ești așa, hai. Ești așa, ia-ți poziția. Dar iau la întâi, hai. Încep. Vino. Vino, 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 vino. Și asta, hai. Okay. Și te uiți la minge. Mă, duceți-mă și voi mai încolo. Nu, că nu mai dau acum, decât stau așa. Vai, sări inima aici. Și te dai după mine? Dau în spate. Și tot cam ca prima dată, cu piciorușele apropiate. Nu pot să fac și una. Da, e foarte bine. Așa, ca și cum rup asta în două. Prin forța minții.